Să presupunem că vrei să-ți întemeiezi o familie, sau poate deja ai o familie, sau poate ai nevoie de mai mult spațiu pentru echipamentul tău de schi, sau poate când s-a violoncel. Cine știe, pentru asta ai nevoie de un SUV. Astăzi vă prezentăm Honda CR-V Hybrid. Eu sunt Paul și începe un nou episod AutoVantage. Prețul de pornire al lui Honda CR-V este de 32.990 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla pentru varianta 4x2 Elegance pe care o avem astăzi. Și poate ajunge până la 43.650 de euro pentru varianta Executive. Și nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați o mașină nouă, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe autovantage.ro, vă configurați mașina, iar de restul ne ocupăm noi. Vom aduna cele mai bune oferte de la dealerii noștri parteneri, iar dumneavoastră vă veți alege pe cea mai bună pentru voi. Totodată veți mai primi de la dealerul nostru partener Rompetrol un card Fill & Go în valoare de 150 de lei, împreună cu un card de puncte prin care veți cumpăra toate cele necesare pentru noua dumneavoastră mașină. Fiind o mașină asiatică, designul acestei mașini pare destul de simplu și la obiect, mai ales dacă privești mașina de la depărtare. Însă, japonezii sunt recunoscuți pentru atenția la detalii. Așa că dacă te apropii de mașină, observi toate liniile de design care oferă acestei mașini un caracter chiar distinct. Eu conduc această mașină de 2 zile și sincer să vă spun, îmi place din ce în ce mai mult. Botul mașinii este unul destul de simplu și curat. Farurile sunt full LED, la fel ca și luminile de zi și proiectoarele de ceață, spălător pentru faruri, iar aceste elemente cromate care sunt prezente și în partea superioară a grilei, care integrează sigla Honda, înconjurată de culoare albastră, care ne dă de înțeles că avem de-a face cu un model hibrid. În partea inferioară a grilei avem acest design fagure, de culoare neagră. Interesant este că în interior avem aceste flapsuri care se închid și se deschid în funcție de necesitățile de răcire ale motorului. Iar în partea inferioară avem aceste prize de aer, tot în stil fagure, care integrează senzorii de parcare, iar acest diffuser gri ca să ofere un contrast. Partea laterală mașinii continuă designul fluid în stil japonez. Jantele sunt pe 19 inch și vin ca standard, discurile față sunt de 320 mm pe față și 310 pe spate. Portierele sunt de dimensiuni generoase cu o deschidere destul de largă pentru un acces facil în mașină. Oglinzile, care au semnalizator incorporat, sunt de dimensiuni la fel mari pentru a-ți oferi o vizibilitate cât mai bună. Avem aceste elemente de crom care înconjoară geamurile și sunt prezente și în pragurile mașinii. Totodată, portierele acoperă în totalitate pragul, un lucru foarte bun mai ales atunci când urci mașină și nu te vei murdări. În partea din spate, montantul ce este destul de mic, așa că avem un geam, avem un al treilea geam destul de mare care ne oferă o vizibilitate bună. Iar aici avem acest capac de rezervor care se deschide doar din interior. Spatele lui Honda CR-V este unul destul de asiatic, aș putea spune. Chiar să spuneți în comentarii cum vi se pare spatele. În partea superioară avem acest spoiler care include cel de-al treilea stop de frână. Luneta care este fumurie ca standard. Avem această bandă cromată care include și sigla. Stopurile care sunt în formă de el și se continuă și pe montantul C. Avem aici scris CR-V. Aici se vadă că avem de-a face cu model hibrid. Iar bara care include senzorii de parcare. Iar în partea de jos avem acest diffuser, să-i spunem, care este în aceeași culoare ca și splitterul din față. Și haideți să vedem și portbagajul lui Honda CR-V. Deschiderea este una manuală, dar pe modelul executiv este electrică. Apropo, aici este și camera de marșalier, care se poate murdări, dar eu sincer nu am întâmpinat probleme cât am condus mașina aceasta. Volumul este de aproape 500 de litri, prezintă mai multe puncte de ancorare, în partea de dreapta și un subwoofer, este iluminat și prezintă și o priză de 12 V. Iar aici avem mânerele prin care rabatăm scaunele spate și ajungem la un volum de 1700 de litri. Suficient pentru a încărca sau poți să și dormi în această mașină.
Cei de la Honda, care produc aproape în totalitate doar motoare hibride sau electrice, singurul model care a rămas pe motor termic fiind Civicul. Așa că au decis să mențină lucrurile destul de simple. Așa că Honda Civic vine cu o singură variantă de motorizare, compusă din 3 motoare. Unul termic de 2 litri benzină, care produce 145 de cai putere și 175 de Nm. Dar acest lucru este oarecum irelevant, pentru că propulsia acestei mașini este electrică. Unul dintre motoarele electrice are rolul de a transforma energia termică în cea electrică, iar al doilea motor electric se ocupă exclusiv de propulsie. Mașina atinge suta în 9,6 secunde și promite un consum de 6,6%. La interior, designul lui Honda CR-V este unul destul de simplu și bine pus la punct. Materialele folosite sunt plăcute la atingere, îmi place acest efect de cusătură și această inserție neagră care dă chiar bine. La portiere, materialele sunt la fel, avem din nou această cusătură, aceste inserții de aluminiu, iar în partea de jos avem un material textil care chiar se simte bine la atingere. Spațiul este mai mult decât suficient, eu fiind o persoană destul de înaltă, am 1,87. Să continuăm cu spațiile de depozitare, care sunt numeroase. În portiere ne încap două sticle de acest fel. Avem aici două cup holdere care sunt destul de adânci pentru a nu-ți vărsa cafeaua atunci când conduci puțin mai puternic. O cotieră care este destul de adâncă. Această tăviță care se culisează pentru a oferi încă un loc de depozitare. În partea superioară avem parasolarele care sunt dimensiuni chiar mari, oglinzi luminate, acest suport de ochelari care se dublează ca funcție cu o oglindă pentru a-ți vedea copiii în spate dacă fac jumbuș lucruri. Avem și această tăviță aici în față, două porturi USB și acest torpedo care nu este capitonat, dar care are un material destul de fin și este amortizat. Scaunele, care sunt din material textil și se simt destul de bine, sunt și încălzite, bineînțeles. Suportul lateral nu este neapărat cel mai bun, dar îți găsești o poziție destul de bună la volan. Apropo de volan, îmbrăcat în piele, el vine și încălzit pe varianta executive. În partea din stânga avem butoanele pentru volum și pentru toate informațiile de care ai nevoie, de exemplu consum, etc. etc. Iar în partea dreaptă avem butoanele pentru Adaptive Cruise Control și pentru Lane Keeping Assistance. Aceste padele, care bineînțeles nu sunt pentru cutia de viteză, sunt doar pentru a seta cât de puternică să fie forța regenerativă atunci când frânezi. Volanul este puțin în unghi, nu este drept, un lucru care te ajută pentru că poziția la volan este destul de înaltă. Haideți să continuăm cu sistemul de infotainment. Padul este destul de mare, dar ecranul destul de mic. Aici în partea din stânga avem toate scurtăturile. Sistemul de infotainment nu este cel mai nou și asta se vede, se simte în mișcare, dar te obișnuiești cu el. Navigația se mișcă decent, nici prea prea, nici foarte, foarte, dar după ce te obișnuiești cu el, chiar funcționează destul de bine. În partea de jos avem sistemul de climatizare, care are și butoane fizice, dar îl putem controla și din sistemul de infotainment. Putem să dăm mai tare, mai încet sau unde vrem să ne ducă aerul. Iar în partea de jos a consolei avem aceste butoane pe care controlăm cutia de viteze. În partea din stânga avem frâna asistată electric, brake hold-ul, iar în partea dreaptă avem cele 3 moduri de rulare. Ceasul de bord este unul digital, care îți oferă mai multe informații. Grafica nu este cea mai bună sau cea mai nouă, dar îți oferă toate informațiile de care ai nevoie și sincer, eu cât am condus mașina asta, m-am obișnuit destul de mult. Este foarte vizibil și bine pus la punct. Pe bancheta din spate lucrurile stau destul de bine, ceea ce privește spațiul este mai mult decât generos. Eu am 1,87 și am loc mai mult decât suficient și la genunchi și la cap. Materialele folosite pe portiere nu sunt la fel de bune ca în față, avem aceeași inserție de aluminiu și același material textil și același piano black pe portieră. Spațiile de depozitare sunt destul de generoase, aș putea spune. Cotiera, care este de dimensiuni chiar mari, însă aceste cup holdere vin pe centru, așa că trebuie să stai oarecum pe margine. Și nu avem ski hatch, din păcate, așa că o să trebuiască să rabatezi un scaun în cazul în care vrei să spui schiurile sau alte lucruri. În consola centrală avem aceste guri de aerisire, două prize USB, iar în partea de sus avem un microfon care are rolul de a lua tot zgomotul din interior, îl transmite în computerul mașinii
și transmite înapoi un sunet care să anuleze zgomotele de fund din această mașină. Locul din centru este unul destul de confortabil, aș putea spune, față de alte modele competitoare. Spațiul este destul de suficient și la cap și la picioare, iar tunelul de transmisie este destul de mic, așa că ai loc. Poți să stai în această mașină în spate, destul de confortabil, și locul pentru copii, de exemplu, va fi mai mult decât suficient. Și haideți să vedem cum se conduce Honda CR-V. Din start vă pot spune că vizibilitatea este foarte bună. Abia se vede botul mașinii, dar suficient cât să-ți dai seama unde este poziționată mașina. Pe lateral se vede la fel de bine, oglinzile sunt destul de mari pentru a-ți oferi o vizibilitate chiar bună. Iar în spate, același lucru, vizibilitate bună. Nu o să ai probleme cât o să conduci mașina asta. Poziția la volan este una chiar confortabilă. M-am obișnuit, sincer să vă spun, cu mașina asta cât am condus-o timp de 2 zile. Direcția este ușoară, dar precisă. O conduci foarte, foarte ușor, mai ales în oraș, pentru că până la urmă, să fim serioși, mașina asta va fi condusă predominant în jungla urbană, ca să zicem așa. Volanul se simte bine în mâini, toate comenzile sunt ușor de accesat, un lucru chiar facil. Portiera îți oferă o poziție de condus chiar bună. Suspensia, chiar vă spun sincer, nu neapărat că m-a impresionat, dar trece foarte ușor peste obstacole. Garda la sol ajută foarte mult, avem 190 de mm și ajută să atacăm orice formă de teren, chiar dacă avem un model 4x2, se descurcă destul de bine chiar și în condiții de off-road. Iar la varianta 4x4, chiar dacă puterea este transmisă mai mult în partea din fața mașinii, atunci când avem nevoie, se poate transmite până la 60% în partea din spate. Un lucru de menționat pentru varianta executive, avem un head-up display, un blind spot, o trapă și scaune din piele. Se conduce foarte ușor mașina asta, este și insonorizată destul de bine. Un oraș chiar abia dacă simți zgomote. Însă, când ajungi pe autostradă, la viteze de peste 80 la oră, începe să devină ușor zgomotoasă. Nu știu cât de mult se aude, dar are un ușor zgomot și mai ales atunci când mergi pe autostradă de viteze, nu știu, 120-130, se aude acest zgomot care la un moment dat poate deveni puțin deranjant. Dar, la fel, nimeni nu e perfect și, sincer, eu m-am obișnuit cu mașina asta și nu m-ar deranja, sincer să vă spun, atunci când probabil pot să-mi fac și o familie sau ceva de genul. Acum, să vorbim despre cele 3 moduri de rulare. Avem varianta EV, care este exclusiv electrică, nu are un range foarte mare, undeva pe la 1 km, dar mașina aceasta fiind propulsată exclusiv electric, își face treaba foarte bine. Avem varianta Icon, care este o variantă de mijloc și oferă un consum foarte bun. Mașina aceasta e făcută pentru un consum redus. În oraș, sincer să vă spun, mie mi-a luat până acum 6,6%. Consum foarte bun și, sincer, am mai și accelerat, am vrut să testez mașina asta la toate, la capacitățile full. Frâna nu este foarte bruscă, este progresivă și chiar are o putere de frânare foarte bună atunci când ai nevoie de ea. Așa, și avem și varianta Sport, care activează și motorul termic și motorul electric atunci când ai nevoie să faci o depășire sau vrei să pleci puțin mai puternic de pe loc. Mașina are un sistem inteligent în care trece prin toate formele de rulare pentru a-ți optimiza ție consumul. Mașina asta este făcută pentru consum. Până în 30 de kilometri, mașina merge
exclusiv electric. Până între 30 și 80 de km la oră, mașina se duce pe varianta hibridă, iar la viteze de peste 80 la oră, mașina trece pe motorul termic, pentru că este destul de greu pentru această mașină să încarce bateria în timp suficient ca să ofere ție propulsie maximă. Ceea ce este un lucru foarte bun, adică sistemul merge chiar foarte eficient. Cât am condus mașina asta, am observat că trece din toate modurile pentru a fi cât mai eficientă. Ce mai trebuie menționat este Honda Sensing, care este un pachet de sisteme de siguranță propus de cei de la Honda. Și aici avem Lane Keeping Assistance, mai este un sistem în care te menține pe centrul benzii în cazul în care mașina vede că te duci ușor stânga-dreapta. Avem Cruise Control adaptiv, Cruise Control cu Low Speed Following, asta se poate seta chiar din volan ca să menții distanța față de mașina din față. Și mai avem și un sistem în care mașina recunoaște semnele de circulație, mai ales atunci când vine vorba de viteză și te anunță că ai depășit limita de viteză. Și acesta a fost un episod AutoVantage. Nu uitați că vă puteți cumpăra noua noastră mașină prin intermediul nostru. Tot ce trebuie să faceți este să intrați la noi pe site, vă configurați mașina, iar de restul ne ocupăm noi. Totodată veți mai primi de la partenerul nostru Rompetrol un card Filengo în valoare de 250 de lei, totodată cu un card bonus de puncte prin care vă puteți achiziționa toate cele necesare pentru noua noastră mașină. Nu uitați, like, share, subscribe. Eu am fost Paul, Vlad a fost la butoane. Până data viitoare,